Începem, doamnelor și domnilor, materialul este informația momentului în legătură directă cu noi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Fili. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Pornim de la informația de ultimă oră și vorbim de asemenea despre celelalte ajutoare repatrieri pe care le-au reușit autoritățile noastre. Domnule Filip, însă prima întrebare. Ce știți în acest moment despre românul dispărut? Asta spune președintele Israelului, că un român este dispărut. Nu știm dacă a murit, nu știm dacă a fost luat ostatic. Da, am văzut informația. Ambasada noastră la Tel Aviv este în contact cu autoritățile izraeliene pentru a verifica și clarifica această informație apărută, cum spunea și dumneavoastră, acum în urmă cu câteva minute. Până în acest moment nu ați primit nicio informație din partea celor din Israel în legătură cu românul care a dispărut? Noi suntem în contact prin ambasada noastră și prin misiunea diplomatică și oficiul consular, suntem în legătură cu autoritățile izraeliene, dar până în acest moment nu am primit o informație cu privire la cetățeni români dispăruți. Au fost aduși și până acum, domnule Filip, mai mulți români în țară. Da. În fâșia Gaza încă nu s-a intrat, a fost în legătură directă cu noi până acum, nu știu dacă ne mai aude, doamna Halalu, care este româncă stabilită în fâșia Gaza. Este o situație extrem de gravă, disperată, este împreună cu familia într-un apartament blocat alături de soț, de socri, și evident nu are cum să iasă din casă pentru că bombardamentele sunt peste tot. Ce ne puteți spune despre repatrieri? În ceea ce privește revenirea, sprijinul pe care România și Ministerul Afacerilor Externe prin celula de criză l-a acordat cetățenilor români aflați în Israel pentru a reveni acasă, vă pot spune că chiar în această dimineață putem să vorbim despre peste 2000 de cetățeni români care au revenit acasă, fie prin intermediul curselor operate de compania națională Taro sau de compania Elal sau alte companii private. În ceea ce privește fâșia Gaza, există vreo șansă ca într-un termen mai scurt, nu știu ce poate să însemne asta, să poată fi scoși români și de acolo? În ceea ce privește fâșia Gaza, așa cum a spus și doamna ministru Odobescu, avem în atenție aproximativ 350 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 150 au solicitat evacuare, dar având în vedere situația de securitate, atât Ministerul Afacerilor Externe prin celula de criză, cât și misiunile diplomatice și oficiile consulare vor depune toate eforturile în vederea identificării celei mai bune soluții pentru a evacua pe cetățenii români în condiții de securitate. Au fost în legătură cu ambasada din Tel Aviv, probabil mulți dintre ei înțeleg că sunt în total, mă rog, 200 și ceva de oameni, ne spunea doamna Halalu, cu care dumneaei a ținut legătura. Pe de altă parte, avem însă, în atenție 350, 350 de români. Dar întrebare, ce ar trebui să facă ei în acest moment, domnule Filip? Să stea în casă sau să vorbească totodată să vorbească și cu autoritățile de acolo, cu ambasada din Tel Aviv? Ei vor fi, așa cum vă spuneam, îi avem în atenție. Colegii mei păstrează legătura cu cei care ne-au solicitat sprijin în vederea evacuării și colegii mei din teren, respectiv de la ambasada de la Tel Aviv, Oficiul de Reprezentare a României la Ramala, le vor spune în funcție de evoluțiile din teren, ce ar trebui să facă. Știți Mulțumesc. Și dumneavoastră foarte bine că situația de securitate este foarte sensibilă și o eventuală evacuare trebuie pregătită foarte minuțios pentru a nu pune în pericol viața celor pe care vrem să-i salvăm.